Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal a amânat decizia în cazul implicării lui Gigi Becali și a clubului FCSB în activitatea academică a Clinceni pentru data de 10 iulie. Pentru că Gigi Becali s-a implicat în finanțarea academică a Clinceni, clubul din Ilfov riscă retrogradarea în Liga a doua. Astfel, ilfovenii ar putea pierde locul de Liga I câștigat pe teren. În acest caz, câștig de cauză ar avea echipa de fotbal Dunărea Călăraș, care va putea reveni în Liga I în locul academicii. Dacă decizia Comisiei de Disciplină a FRF va fi în favoarea celor de la Academica Clinceni, Dunărea Călăraș este decisă să solicite motivarea deciziei în termen de 5 zile, apoi să meargă la Comisia de Recurs. Ultimul pas făcut va fi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, unde se va invoca urgența, ținând cont că în luna august începe campionatul. Până pe data de 15 august, călărășenii vor afla dacă Dunărea Călăraș reintră în Liga 1. A venit decizia FRF? Astăzi, în pronunțare. Atunci de ce vorbim despre retrogradare, dacă nu avem încă un răspuns oficial? Suntem retrogradați. Am pierdut meciul la Sibiu și deja suntem în retrogradați în divizia B. Această șansă pe care astăzi o greșeală, să o spunem, a clubului Steaua a adus-o în prim plan, o șansă pentru noi. A făcut contestație Universitatea Cluj, iar noi am profitat de această contestație și am făcut și noi contestație, că suntem cei favorizați în condițiile în care favorabil se va constata că donația dată din același cont în care se finanțează un alt club. Și atunci suntem cu siguranță. Ce veți face dacă rămânem în Liga? Atunci va fi Ne mișcăm repede. Ne mișcăm repede. Aducem un alt lot. Aducem un lot de divizie pentru divizia națională. S-a dat verdictul, Clinceni are prima etapă cu Craiova. Nu s-a dat verdictul. E țintarul ligii întâi. E sub rezerva deciziei din această zi. Da. Aș vrea să vă întreb pe domnul Curbulescu dacă consideră că sunt șanse să... Nu vreau să discut acest subiect pentru că eu am fost la Clinceni, nu e fair play și fiul meu este component al echipei FC Clinceni și nu e fair play.